Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Ce credeți? Filmez deja din mașină acest intro pentru că, sinceră să fiu, sunt nerăbdătoare să ajung acasă și să deschid coletul de la mama cu care tot v-am amenințat, să zic așa. Stați să vi-l și arăt. Ah. Aici este coletul cu multe chestii prețioase. Știu doar că se află ruj, fond de ten și niște rimel, dar în rest nu știu și punguța e destul de grea pe cât de micuță este, dar o vom deschide împreună. Și înainte de toate, vă rog eu mult, am așteptat după acest colet aproximativ 3 săptămâni, că mâine deja se împlinesc 3 săptămâni de când eu aștept să fac acest vlog. Dați acolo like și subscribe și arătați-le tuturor ce fac eu! Pentru că eu chiar mă chinui și credeți-mă că așteptam cu nerăbdare să fac vlogul ăsta. Așa că ne vedem de acasă când vom deschide împreună coletul cu minunății. Așa că ne vedem de acasă. Bye! Gata, am ajuns acasă, am luat coletul, nici măcar nu m-am schimbat, am luat foarfeca să tăiem coletul. Așa că hai să vedem ce este în acest pachetel greu pentru Niculescu Corina, că scrie pe aici, da? Deci chiar am condus ca o disperată pentru a ajunge cât mai repede acasă, să înțelegeți. A, și încă ceva, astăzi este ziua lui Rich, am plinit 8 anișori, băiatul meu drăguț și scump! Uaf! Deci, începem cu primul produs. Nu cred, și-au bătut joc de el. Haideți să vi-l arăt. Stați o secundă. Va trebui să mă duc să iau și un șervețel. Dar haideți să vi-o arăt. Este această pudră de la L'Oreal, care tot a fost foarte mediatizată, că dacă ți-o dai pe față, este efectiv ca un fond de ten. Dar ei au avut foarte mare grijă ca acest colețel să-l arunce, cred că, din stânga și în dreapta și să ajungă în starea asta, dar nu știu dacă vedeți, de fapt se vede că este spart, va trebui să o aranjez eu cumva și să nu mai fie spart, va trebui să mă uit la hack-uri. Doamne, stați puțin să mă duc să iau un șervețel. Ne-am întors! M-am dus să iau, de fapt, prosop. Avem aici măscuțe de față, pentru că știți că mie îmi place mult să-mi trimită mama măscuțe de față. Di-di-di-di-di. Ați văzut că am încercat-o și pe aia cu scripte, ce am făcut vlog special. Șosețele, pentru că eu ador șosețelele cu dăsta la spate, să nu-mi fugă piciorul. Am mai avut unele de la care îmi fugeau, dar în schimb șosetele de la mami din Anglia, le vedeți că sunt prăfuite de la pudră, sunt perfecte. Aici avem un bilețel de la mami, pe care îl voi citi în privat. Mami mi-a zis să-l citesc în privat. Așa că îmi voi lua o pauză bine meritată după ce desfacem coletul să citesc acest bilețel, pe care chiar sunt curioasă gen să-l citesc. Așa că iau o pauză, de fapt, și-l citesc acum. Bună dimineața, iubita mea! Știu că acest pachet este foarte mic, dar este foarte scump doar pentru că este cu produsele tale preferate, care nu au apărut încă în România. Nu am avut răbdare să le țin până în mai de ziua ta, așa că le-am trimis prin poștă. Te iubesc mult și sper să te bucuri de tot ce este în acest pachetel. Astăzi, când îl trimit, este vineri, 5-a 3-a, dar am să-ți spun de el doar vinerea viitoare, pe 12, că vei primi un pachet, cam atunci ar trebui să-l primești. Te iubesc mult și sper să-ți placă surpriza mea. Ai grijă de tine, mereu voi fi alături de tine, copilul meu drag și scump. Te pupă, dulce mami. L-am și citit cu voi, pentru că nu puteam să nu-l citesc. Te iubesc mult, mult, mami, și nu doar pentru pachet. Te iubesc pentru 11.000 de milioane de motive. Ești ființa la care eu țin cel mai mult și sper să faceți și voi asta cu mamele voastre și să aveți o comunicare cât mai bună cu mama, pentru că mama este cea mai bună prietenă. Și mergem mai departe. Ultra vitamina D de 1000. Deci,
Eu m-am simțit într-o perioadă foarte rău și mami îmi spusese de aceste mini-pastiluțe pe care va trebui să le iau și eu. Îți mulțumesc, mami, că am trimis pastile din Anglia. Avem aici un balsam de buze. Știți că l-ați mai văzut în coletul meu. Ia. Uai, aleu, câte măscuțe! Acestea sunt tot două măști cu... A, nu, ăsta e cu titri. Acelea sunt cu cucumber. Doamne, asta cred că are față. De fapt, sigur, are față de pinguin. Corina și pinguinul. Eu sunt. Avem cu de toate. Avem cu pepene. Trei măscuțe cu pepene. Avem cu chia. Foarte interesant asta, pentru că știu că chia este un produs foarte bun. Dar acum, dacă mă apuc eu să vă zic în engleză tot ce scrie pe spate, mai greu, dar este pentru hidratare, curățare și purifiere. Sper că am pronunțat corect. A, și mai avem una mai deosebită cu castravete. Cam așa arată. Foarte mișto. Va trebui să-mi fac, cred că, curaj și insertarul meu cu make-up și cu măscuțe, pentru că primind acest colet de la mama, va trebui să le integrez și pe ele în dulăpiorul meu. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de vrăbiuțe care mi-au omorât Alicia. Avem aceste rimele, rimeluri, rimele. Corectați-mă voi cum este corect în momentul de față, nu știu ce să vă spun. Sunt cele de la Maybelline. Știu că le-ați văzut, de asta mi-a zis mami că știu că și prietena mea, Daria, voia unul și mi-a făcut surpriză pentru că ea mi-a zis că nu le găsește. Între timp a găsit acest rimel și mi-a cumpărat și mie și prietenii și mai mi-a luat și de rezervă, să ne înțelegem. S-a făcut reclamă pe TikTok la acest rimel, vi-l arăt și de aproape. Efectiv, în spumele mării, că îți lungește genele ca și când ar fi gene false. Problema este că în România nu există acest rimel. Deci aș putea să vă spun că îl voi testa în premieră cu voi acum. Dar eu, având gene false, vă dați seama că nu am cum să-l testez în nicio premieră acum, așa că îl voi ține sigilat. Dacă nu voi mai avea gene, da, dar până atunci nu vreau să îl desfac pentru că se va strica. Știți ce zic? Se întărește. Așa rămâne. To be the best, stay here with mama. This. Se numește Sky High de la Maybelline. Ca să știți. Merge mai departe. Mami mi-a luat gumă. Știți? A, încă un strugurel. Gumă cu căpșuni. Cine mă are la urmărire, știți că eu am devenit faimoasă, să zic așa, cu ce se află în geanta mea și ați văzut că acolo aveam foarte, dar foarte multă gumă, așa că mami mi-a luat, nu găsește aici cu gust de căpșuni, așa că mi-a luat mai mami. Mergem mai departe. Mai avem măscuțe! Ia! Avem mască cu haur, cu haur, că suntem pe bogăție și opulență. Și cu carbon. A, care se face spumă, nu cred. Este aceea detoxifying bubble mask. Cam așa arată. Și se face așa, bule-bule. Nu știu cum este această mască. Mi s-a părut super interesantă. La fel, nu mi-am cumpărat-o. Nici n-am văzut-o când am fost eu prin Anglia. Deci, abia aștept să folosesc și pasta. Mami! Încă un balsam de buze. Și dacă vă întrebați de ce primesc de la mama de fiecare dată balsam de buze, vă și spun motivul. Pentru că băiatul meu, Rich, îmi mănâncă strugurelul. Dacă l-a prins, dacă efectiv nu l-am pus pe masă sau îl pun lângă mine când dorm sau uit de el, bine, mai nou se urcă pe masă, îmi mănâncă strugurelul de buze. Așa că mami mereu mi-a în avans strugurel. Aici, în această mască, este și fondul de ten de la L'Oreal, de acesta știam de la mami. Este cel pe care eu l-am mai folosit, vi l-am mai arătat vouă. Într-adevăr, are o acoperire foarte, foarte mare. O să vă zic și nuanța în caz că vă interesează. Stați să văd. 140 beige, golden beige. Aceasta este nuanța. Pe acesta mi l-a luat mami pentru că știe că pe ăsta chiar îl foloseam și am fost foarte mulțumită de el. Mamă, dar a strâns mami măștile astea. La mami măștile sunt diferite.
Da, mi-a luat două la fel, pentru că sunt bune și oricum fond de ten folosesc mai mereu. Bine, mereu. Folosesc fond de ten, așa că le voi ține acolo să nu mai dau eu banii pe ele. Mulțumesc, mamițule! Măștile astea va trebui să le aruncăm. Încă un pachetel de gumă. Rujul de la Maybelline. Nuanța 15 Lover. Eu vi-o recomand. Este demențială și rujul ăsta nu se ia de pe buze. I-am zis special să-mi o ia, deoarece nu prea mai aveam această nuanță. Mai am foarte puțin, cred că să mă dau de 2-3 ori și nu mai e nimic în recipient. Că am ajuns la stadiul ăla când frec capacul de ambalaj ca să iau excesul. Dacă mai e ceva pe acolo. Mi-a luat și nuanța 65 Seductrice? Nu știu să pronunț, jur. Este cam așa. Este tot așa un maro foarte, foarte finuț. Dar la fel, nu îl voi desface nici pe acesta acum. Uaf, mami, mi-a luat ce roși. Măi, mami, măi. Haideți să vi arăt și vouă. De ăștia, ca să înțelegeți, nu știam. De foarte multe lucruri nu știam din pachet. Uitați ce roși. Petricele. Cam, stați. Cam așa ar arăta la urechi. Ce strălucire la urechi. Mulțumesc, mami. Îi băgăm aici înapoi în punguță. Mă uitam acum cât de multe produse sunt pe prosop și pe lângă prosop, ca să înțelegeți. Până marța. Încă două gumițe. Ce aici? A, ok, da. Ăștia de nas, pe care eu chiar i-am folosit acum 3 zile, dacă nu mă înșel. Plasturii pentru nas, cei mai buni. Avem două bucăți aici, perfect folosiți. Mai avem cele mai bune chestii ever de mașină. Sunt acestea, Jelly Belly. Nu mă așteptam să mi le iei, mami. Dacă le puneți în mașină, efectiv, mașina miroase a bubblegum foarte, dar foarte puternic, lejer o lună de zile. Este incredibil mirosul. Din nefericire, la fel, nu se găsește la noi în țară, dar dacă s-ar găsi, credeți-mă că ăsta este un must have pentru mașina voastră. Acum e pentru mașina mea, cam așa arată, pentru că eu le am, iar în România nu se găsesc. Și mai avem aici un ultim lucru, un parfum de la Lady Million. Ce drăguț că este ambalat așa, este gen de gentuță. În caz că plec undeva, să-l bag repede în gentuță. Foarte practic, foarte mișto. Mami data trecută mi-a trimis parfumul mare de la Lady Million. În momentul de față acesta va zbura direct în geanta mea, pentru că mi se pare, sinceră, să fiu foarte mișto să ai un parfum în geantă, dar nu-ți vine să bagi dita mai cataruiu de parfum. Ai unul micuț? Că să l-ai pus acolo, zici că e strugurel, știți ce zic? Tam, 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 tam! Cam acestea au fost lucrurile. Eu sunt foarte încântată, efectiv, de tot ce e aici. Singurul lucru care m-a supărat este că mi-au spart pudra și va trebui chiar să mă uit cum pot eu să o refac, pentru că... Sigur, sunt chestii de refăcut. Ori o tapotez așa, ori trebuie să pun puțin alcool. Nu știu dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii. Dar asta acoperire 100% ca fondul de ten. Oileu! Mami, te iubesc mult. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai trimis. Îmi place tot, efectiv tot. Pentru că tu mă cunoști, știi ce mi-i place? Așa că vă mulțumesc că ați stat alături de mine să desfacem împreună acest pachet. Ne vedem data viitoare. Nu știu efectiv cu ce filmuleț ne vom întâlni data viitoare, dar ne vom întâlni noi cu un filmuleț. Și să aveți o zi sau o seară frumoasă în funcție de cum vedeți voi acest clip. Mua!